Vrednicilor, roagă-te pentru noi. Ajutorul creștinilor, Regina Îngerilor, Regina Patriarhilor, roagă-te, roagă-te, roagă-te pentru noi. Regina profeților, roagă-te pentru noi. Regina apostolilor, Regina martirilor, Regina mărturisitorilor, roagă-te, roagă-te, roagă-te pentru noi. Regina fecioarelor, roagă-te pentru noi. Regina tuturor sfinților, Regina zărămilisimitor, fără de prihană strămoșească, roagă-te, roagă-te, roagă-te pentru noi. Regină înălțată cu trupul și sufletul la cer, roagă-te pentru noi. Regina preasfântului rosariu, Regina păcii, Regina manomii, roagă-te, roagă-te, roagă-te pentru noi. Mielului Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, iartă-ne, Doamne! Mielului Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, ascultă-ne, Doamne! Mielului Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm, Dumnezeule, al cărui născut prin viața, moartea și ne-ai pregătit răsplata mântuirii veșnice, dă-ne, te rugăm, harul ca cinstind aceste mistere prin rozariu prea Sfinte Fecioare Maria, să emit ceea ce le cuprind și să dovândim ceea ce le prin același Hristos, cu Bunul Iisus. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Al nostru cântere sune, să ajungă până la noi, la Maica prea curată, în toată luna mai. Altarul Maicii Sfinte, cu flori să mă podobim, la ea în orice seară, cu dragă noi să venim. Al nostru cântere sune, să ajungă până la noi, la Maica prea curată, în toată luna mai. Și când trece frumoasă, vine cu
lucruri săi cântăm. Bobobobone cerii din ceruri, noi elamode să-i dăm. Ale nostru cântere sune, să ajungă până la rai. La Maica prea curată, în toată luna mai. Să-i punem la picioare cu bunul de rugi fierbinți, necazurile noastre și grijă și suferinți. Ale nostru cântere sune, să ajungă până la rai. La Maica prea curată, în toată luna mai. Și ca o bună mamă, cu dragă ne va primi. Zâmbetul pe buze, pe toți ne va primi. Ale nostru cântere sune, să ajungă până la rai. La Maica prea curată, vine toată luna. Și flori nepieritoare în schimbul lor bună, în lipsuri și necazuri ea vă va mângâia. Ale nostru cântere sune, să ajungă până la rai. La Maica prea curată, în toată luna mai. Primește-ne, Marie, la sfântul tău altar, în astă lună sfântă, iubire dă-ne-ne dar. Ale nostru cântere sune, să ajungă până la rai. La Maica prea curată, în toată luna mai. Se venim o fecioară, revene gale tău sfânt aletară. Lupta nu ne ne fim oamără, când ne ajuți cu ale tău hară. Maică, spăvânătă, noi te slăbim, dăvânecarul să te iubim. Și cu tine-ne ceruri să fim, și cu tine-ne ceruri să fim. Miața-n izbociu, mama tău, de prea grele furtuni, te rugăm prea curată, la ale tău piept să ne aduni. Maică sfântă, noi te slăbim, dăvâne harul să te iubim. Și cu tine
cerului să fim și cu tinele cerului să fim. Noi dorim o rege divină să-i slujim lui Iisus. Tu, noi, ane de lumină, dă-ne haruri de sus. Hai că sfântă noi te slăbim, dă-ne harul să te iubim. Și cu tivinele ceruri să fim, și cu tivinele ceruri să fim. Azi venim o fecioară, revine ale tău, sfânte ale tăre. Lupta nu ne fi moară, când ne ajuți cu ale tău hară. Maică, sfântă noi pe slăbivi, dă-ne harul să te iubivi. Și cu tivinele ceruri să fim, și cu tivinele ceruri să fim. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi și cu Duhul tău. Toate neamurile să te laude pe tine, Dumnezeule. Aleluia! Hristos a înviat! Preasfințite că părinte decan, părinți profesori, părinți oaspeți, concelebranți, răciviți, credincioși, persoane consacrate, dragi credincioși, uniți cu noi prin intermediul internetului. Astăzi începem un program cu totul special. Luna Mai. Luna închinată Preacuratei Fecioare Maria. Luna Florilor. Luna care ne-l aduce pe Sfântul Părinte în țara noastră, în grădina Maicii Domnului. Luna în care vrem să ne simțim cu toții împreună, să mergem împreună. Luna în care privirile noastre se îndreaptă spre Preacurata Fecioară Maria, mama noastră. Sub brațele ei și privirea ei să mergem și noi împreună, cum ne cheamă Sfântul Părinte, să-L întâmpinăm pe El și să ne apropiem de toți frații noștri. Avem alături pe Sfântul Iosif, Iosif Muncitorul, Iosif Ocrotitorul, pe care îl amintim în această zi. Și după cum, sigur, toată lumea știe, rugăciunea este cea mai puternică faptă de recunoștință față de Dumnezeu și, sigur, față de Sfântul Părinte. Și este un ajutor puternic pentru toți. Și pentru papa, și pentru episcop, și pentru preoți. Aceea, sigur că ne rugăm astăzi într-un gheos de vis, pentru biserică, pentru Sfântul Părinte Papa. Și de ce nu vă rog să vă rugați, așa cum spune papa, și pentru mine. Ca împreună să putem, împreună cu Sfântul Părinte, cu întreaga biserică, să-L întâmpinăm pe Domnul, care rămâne cu noi în istorie. Ne dispunem acum să celebrăm jertfa Sfintei Liturghii, acte mulțumire și de preamărire,
cerând iertare pentru toate păcatele și spunând: mărturisesc lui Dumnezeu și fraților că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfântă Mare, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, frații, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Doamne, care Te-ai coborât din cer pentru salvarea noastră, îndură-Te de noi, îndură-Te de noi. Hristoase, care Ai murit pe cruce, îndură-Te de noi, îndură-Te de noi. Doamne, care Ai înviat și Te-ai înălțat la cer, pentru a ne duce la Tatăl, îndură-Te de noi, îndură-Te de noi. Să ne rugăm, Dumnezeule, Creator a toate, care Ai orânduit ca omul să conlucreze la planul creației prin munca sa, dă-ne cu bunătate harul ca după exemplu preacuratei Fecioare Maria și a Sfântul Iosif, ocrotitorul Sfintei Familii, să ne îndeplinim în datorire pe care ni le încredințez și astfel să dobândim răsplata pe care Tu o făgăduiești prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Citire din Faptele Apostolilor. În zilele acelea, ridicându-se marele preot și toți cei care erau cu el, adică gruparea saduceilor, s-au umplut de mânie, au pus mâinile pe apostoli și au aruncat în închisoarea publică. Dar un înger al Domnului a deschis porțile închisorii în timpul nopții și scoțându-i le-a zis: mergeți, stați în templu și vestiți poporului toate aceste cuvinte de viață. Ei au ascultat, au intrat dis de dimineață în templu și învățau. Venind marele preot și cei care erau cu el, au convocat Sinedriul și sfatul bătrânilor fiilor lui Israel și au trimis la închisoare ca să-i aducă. Dar când au ajuns, servitorii nu i-au găsit în închisoare. Atunci, întorcându-se, le-au făcut cunoscut zicând: închisoarea am găsit-o încuiată în toată siguranța și pe paznici stând în fața porților. Dar deschinzând, n-am găsit pe nimeni înăuntru. Când au auzit aceste cuvinte, comandantul gărzii templului și arhereii erau nedumeriți cu privire la ei. Ce ar fi putut însemna aceasta? Când a sosit cineva și le-a dat de veste, iată, bărbații pe care i-ați aruncat în închisoare stau în templu și învață poporul. Atunci comandantul gărzii împreună cu servitorii au plecat și i-au adus, dar nu cu forța, pentru că se temeau de popor, că i-ar fi putut bate cu pietre. Cuvântul Domnului. Când cel sărac strigă, Domnul îl ascultă. Când cel sărac strigă, Domnul îl ascultă. Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice timp, lauda Lui va fi fără încetare în gura mea. Să se laude sufletul meu în Domnul,
să audă cei umili și să se bucure. Când cel sărac strigă, Domnul îl ascultă. Preamăriți-l pe Domnul împreună cu mine, să înălățăm numele Lui împreună. L-am căutat pe Domnul și El mi-a răspuns și m-a eliberat de orice teamă. Când cel sărac strigă, Domnul îl ascultă. Priviți la El și veți fi luminați și fețele voastre nu se vor acoperi de rușine. Acest sărac a strigat și Domnul l-a ascultat și l-a scăpat din toate strâmtorările sale. Când cel sărac strigă, Domnul l-ascultă. În îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de El și scapă din primejdie. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul, fericit omul care își caută în El refugiu. Când cel sărac strigă, Domnul îl ascultă. Alleluia, 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 alleluia. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său unul născut, ca oricine crede în El să aibă viața veșnică. Aleluia, 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 aleluia. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. Mărire ție, Doamne! În acel timp, Iisus i-a spus lui Nicodim: într-adevăr, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său unul născut, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Pentru că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Cine crede în El nu este judecat, însă cine nu crede a fost deja judecat, pentru că nu a crezut în numele Fiului unic al lui Dumnezeu. Aceasta este judecata. Lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face fapte rele urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu-i fie cunoscute faptele. Însă oricine face adevărul vine la lumină, ca să se vadă că faptele sale sunt făcute în Dumnezeu. Cuvântul Domnului! Lamudăție, Hristoasă! Hristos a înviat! Excelențele voastre, dragi confrați preoți, iubiți frați și surori în Hristos! Fragmentul evanghelic pe care tocmai l-am ascultat
reprezintă a doua parte a dialogului lui Iisus cu Nicodim. În tăcerea și în liniștea nopții, Domnul îi descoperă discipolului său nocturn, dar în același timp ne descoperă și nouă tuturor profunzimea persoanei sale, profunzimea misiunii sale. El ni se revelează ca Fiul unic al lui Dumnezeu, Fiul unul născut al lui Dumnezeu, venit în lume nu pentru a judeca și a condamna omenirea, ci pentru ca lumea să fie mântuită, pentru a dărui tuturor oamenilor viața veșnică. Aceasta este misiunea lui Hristos. În acest scurt fragment, Domnul face de mai multe ori trimitere la credință. Oricine crede în mine să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și puțin mai apoi adaugă, cine crede în Fiul nu este judecat. Cine nu crede a fost deja judecat. Dacă până acum ne era greu să înțelegem și să conciliem în mintea noastră dreptatea și milostivirea lui Dumnezeu, iată că prin aceste cuvinte atât de clare și categorice, Domnul face lumină. Nu mai rămâne nicio umbră de îndoială. Această lumină pe care ne-o aduce Iisus prin cuvintele sale ne arată, ne spune ce se va întâmpla după moartea noastră. Căci, într-adevăr, fiecare dintre noi se preocupă despre ceea ce se va întâmpla după moarte, se preocupă pentru mântuirea sau condamnarea sa. Această preocupare a fost, este și va fi constantă în viața noastră, în viața fiecărui om, în toate culturile și în toate religiile. Așadar, voința lui Dumnezeu este cât se poate de clară. Oricine crede în Fiul să nu piară, să nu fie judecat, ci să aibă viață veșnică. Această voință a lui Dumnezeu ne-a fost transmisă de cuvintele Mântuitorului nostru Iisus. Ba mai mult, această voință a lui Dumnezeu a fost transmisă chiar și în Vechiul Testament, prin profetul Ezechiel, atunci când spune: Viu sunt eu, spune Domnul, nu-mi găsesc plăcerea în moartea omului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască și să aibă viață veșnică. Oricine crede să aibă viață veșnică. Dar ce înseamnă a avea credință? Ce este credința? Sfântul Părinte Papa Francisc, în enciclica Lumen Fidei, Lumina Credinței, spunea: credința este o lumină care trebuie redescoperită, o lumină pentru întunericul nostru, o lumină care luminează întregul parcurs al drumului, pentru că vine de la Hristos înviat, stea de dimineață care nu apune. Credința așadar este o lumină ce luminează viața noastră, luminează existența noastră. Prin credință noi recunoaștem că Fiul unul născut al lui Dumnezeu a venit pentru noi și pentru a noastră mântuire. Prin credință recunoaștem că noi, prin botez, am devenit copii ai lui Dumnezeu, de aceea suntem invitați să trăim ca adevărați copii ai lui Dumnezeu. Credința luminează viața și existența noastră. Noi suntem copii ai lui Dumnezeu, suntem fii în Fiul Său unul născut și ca atare noi suntem frați între noi, frați răscumpărați de iubirea milostivă a lui Dumnezeu. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a trimis în lume pe Fiul Său unul născut. Dar oare este de ajuns credința?
cum rămâne cu faptele noastre? Oare este suficient să credem și apoi să facem tot ceea ce vrem? Faptele nu ne obțin mântuirea, ci numai Dumnezeu și credința în El. Însă este necesar ca credința autentică să fie pusă în fapte, să fie pusă în practică. Credința și iubirea față de Dumnezeu ne motivează să acționăm și în același timp validează faptele noastre. De aceea, pe bună dreptate, spunea Sfântul Apostol Iacob, credința, dacă nu are fapte, este moartă în ea însăși. Dimpotrivă, va spune cineva, tu ai credință, iar eu am fapte. Arată-mi credința ta fără fapte, iar eu îți voi arăta credința cu faptele mele. De aceea este necesar să ascultăm cuvintele lui Iisus, asemenea Mariei, dar în același timp să acționăm mereu, fără odihnă, asemenea sorei ei, Marta. Să ne rugăm cu aceeași intensitate ca a lui Iisus Hristos, dar în același timp să imităm și faptele sale, să imităm și acțiunile sale. Iubiți frați și surori în Hristos, astăzi începem luna mai, luna florilor, luna închinată Sfintei Fecioare Maria, floarea florilor spirituale. În aceeași enciclică menționată mai sus, Lumina Credinței, Sfântul Părinte Papa Francisc ne spunea: Maica Domnului este o icoană perfectă, ea a crezut, o icoană perfectă a credinței, ea a crezut așa cum spune Sfânta Elisabeta, fericită pentru că a crezut. Și adaugă, în mama lui Iisus, credința s-a arătat plină de rod, iar atunci când viața noastră spirituală dă rod, ne umplem de bucurie, care este semnul cel mai clar al măreției credinței. Iată așadar, credința în Dumnezeu, credință care ne determină să acționăm, iar apoi rodul credinței și al faptelor este bucuria, bucuria credinței. Și aș dori să închei aceste câteva gânduri cu rugăciunea cu care Sfântul Părinte Papa Francisc încheie enciclica Lumina Credinței. Ajută o mamă credința noastră. Deschide ascultarea noastră față de cuvânt ca să recunoaștem glasul lui Dumnezeu și chemarea sa. Trezește în noi dorința de a urma pașii săi, ieșind din țara noastră și primind promisiunea sa. Ajută-ne să ne lăsăm atinși de iubirea sa, ca să-L putem atinge cu credința. Ajută-ne să ne încredem pe deplin în El, să credem în iubirea sa, mai ales în momentele de încercare și de cruce, atunci când credința noastră este chemată să se maturizeze. Seamănă în credința noastră bucuria celui înviat. Amintește-ne că acela care crede nu este niciodată singur. Învață-ne să privim cu ochii lui Iisus pentru ca El să fie lumină pe drumul nostru și ca această lumină a credinței să crească mereu în noi până va veni ziua aceea fără de apus, care este însuși Hristos, Fiul Tău, Domnul nostru. Amin. Hristos a înviat!
Fraților preiubiți, având împrecurată Fecioară Maria ca o mamă care ne iubește, care rămâne mereu prezentă în biserica sa, având pe Sfântul Iosif, cel care este ocrotitorul poporului lui Dumnezeu și ocrotitorul bisericii noastre, ne îndreptăm acum rugăciune către Domnul care este păstorul nostru și ne rugăm pentru întreaga biserică, pentru Sfântul Părinte Papa Francisc, pentru episcop și preoți și pentru tot poporul credincios. Doamne Iisuse Hristoase, păstorul și capul bisericii tale, întărește biserica ta pe stânca lui Petru și arată-o lumii tot mai limpede ca semn și sacrament al unității neamului omenesc. Te rugăm, ascultă-ne! Prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, dă-i lumină și putere Sfântului nostru Părinte Papa Francisc în misiunea de păstor al bisericii și ocrotește-l de orice rău. Te rugăm, ascultă-ne! Întărește-l pe episcopul nostru Petru cu puterea Duhului Sfânt ca el să propovăduiască prin cuvinte și fapte Evanghelia ta și să-ți pregătească un popor sfânt. Te rugăm, ascultă. Ajută vicarul tău să conducă barca lui Petru prin furtunile încercărilor vieții, cu mare încredere în tine și cu atenție la semnele timpului. Te rugăm, ascultă. Dă tuturor oamenilor bunăvoință și promptitudine în a primi îndemnurile Sfântului Părinte la pace și bună înțelegere. Te rugăm, ascultă. Trezește în toți cei păcătoși căință adevărată și încredere în puterea Bisericii de a ierta păcatele în numele Tău. Te rugăm, ascultă. Învață-ne să fim recunoscători față de Sfântul Părinte pentru grija sa părintească față de noi, și să-i ascultăm învățăturile și îndemnurile cu fidelitate și iubire. Te rugăm, Dumnezeule atotputernic și milostiv, Tu ne ajuți să împlinim poruncile Tale. Te rugăm, fie alături de păstorul turmei Tale, iubite Sfântul Părinte Papa Francisc, și pentru ca ascultarea supușilor și grija tuturor să fie spre mântuire, dăruiește tuturor darul și binecuvântarea Ta, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Ave Maria, Ave Maria, scânete venegerie, venecovore. Ave Maria, Ave Maria, scânete mamale tău, povovore. Slăvită ești locea fără blând, tu steaua dimineții, răsare să adovoci pe acest pământ, pe soarele dreptății. Ave Maria, Ave Maria, îți scânete venegerie, venecovore. Ave Maria, Ave Maria, îți scânete mamale tău, povovore. Slăvită ești locea fără blând, Tu roză venetere mâneșări, ce ai întrecovot prin ale tău cânt, lumină din luce feveveveri. Ave Maria, Ave Maria,
îți spune-te vânăgerie, vânăcovoră, Ave Mariam, Ave Mariam, îți spune-te mamale tău, povoră. Slăvită ești locea fără blând, Tu, mama noastră bună, revarsă pe veste acest pământ, o rază de lumină. Ave Mariam, Ave Mariam, îți spune-te vânăgerie, vânăcovoră, Ave Mariam, Ave Mariam, îți spune-te mamale tău, povoră. Slăvită ești locea fără blând, Regină pe veste nume, toți oamenii vine pe pământ, slăvesc preasfânătuți nume. Ave Mariam, Ave Mariam, îți scâne-te pe vânăgerie, vânăcovoră, Ave Mariam, Ave Mariam, îți spune-te mamale tău, povoră. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Te rugăm, Doamne, primește jertfa orânduită după porunca Ta, iar tainele sfinte pe care le celebrăm, aducându-ți slujirea cuvenită, să împlinească noi lucrarea Ta de răscumpărare și de sfințire prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și mie mică Duhul tău, o Sine mila. Mă Ai mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor locul este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul, dar mai ales se cuvine să te lăudăm în chip deosebit în acest timp preasfânt în care a fost jertfit mielul pascal, Hristos Domnul nostru. El nu încetează a se aduce jertfă pentru noi și ca mijlocitor al nostru ne apără pururi în fața Ta. Căci deși jertfit odată, El nu mai moare și dat fiind la moarte, rămâne veșnic viu. De aceea împreună cu întreaga omenire mărturisim adevărul învierii Tale, tresăltând de bucurie. Împreună cu puterile cerești și corurile de îngeri cântăm și noi imnul măririi Tale, zicând fără încetare. Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul Sabaot. Plivivivine este cerul, plivivine e pământul, nemărirea lui, Osana.
Christus, vine, iubește, venetat, vine, în tronul Domnului, o sana, cu adevărat sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. Asemenea, după cine în pătirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este pătirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu toți ceilalți episcopi și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta, și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru că împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați-te porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznima spune, Tatăl nostru, ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pâinea noastră, de zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne aduce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cer. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește de pace în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta
să fim pură liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale și binevoinște-ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuie și domnește în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi și cu Duhul tău. Dăruiți-vă pacea. Binevenul lui Dumnezeu, care e asupra ta, păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Binevenul lui Dumnezeu, care e asupra ta, Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic, dar spune numai un cuvânt. Tu ești grâul celor aleși, tu ești pâinea coborâtă din cer. Tu ești păstorul cel bun, iar noi sunetem turma. Tu îți dai viața pentru oile tale. Tu ești lumina în întunericul acestei lumii, tu ești calea, adevărul și viața. Ramav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 
ești alinare în suferință, Tu ești liniștea sufletelor noastre, rămâi cu noi, rămâi cu noi, amamâne rămâi cu noi. Tu ești vița, iar noi sunătăm mlătuițele, uniți cu tine avem viața ta în noi. Rămâi cu noi, rămâi cu noi, Doamne, rămâi cu noi. Nimic nu putem face fără tine, împreună cu tine culegem roade, belșugăm a te. Rămâi cu noi, rămâi cu noi, Doamne, rămâi cu noi. Nu năgădui, Doamne, să te părăsim, căci Tu ai cuvintele vieții veșnice. Rămâi cu noi, rămâi cu noi, Doamne, rămâi cu noi. Chiar dă-ne bine greu să te urmăm, mai greu este să rămânem fără tine. Rămâi cu noi, rămâi cu noi, Doamne, rămâi cu noi. Atunci când crucea ne apasă greu pe umeri, ajută-ne să urcăm pe urma ta calvarul. Rămâi cu noi, rămâi cu noi, Doamne, rămâi cu noi. Dorim să rămânem statornici în iubirea ta, să nu ieșim niciodată din cuvântul tău. Rămâi cu noi, rămâi cu noi, Doamne, rămâi cu noi. Să ne rugăm. Hrăniți cu desfătările cerești, rugăm cu milință, Doamne, ca purtând în inim după exemplu preacurată Fecioara Maria și a Sfântului Iosif, mărturiile iubirii tale, să ne bucurăm neîncetat de rodul păcii fără de sfârșit, prin Hristos Domnul nostru. Preasfințite, iubiți credincioși, cu siguranță că atunci când vedeți mai mulți preoți la altar, trebuie să fie o sărbătoare și, într-adevăr, pentru noi, pentru dieceza noastră, este o adevărată sărbătoare, pentru că astăzi preasfințitul nostru Petru împlinește 29 de ani de când a fost investit cu treapta prioției supreme, cu episcopatul.
în 1990, la 1 mai, sub privirile Preacuratei Fecioare Maria, la început de lună mai, și a Sfântul Iosif, Preasfințitul, a primit în mod solemn consacrarea episcopală. A fost o adevărată sărbătoare, pentru că începea pentru dieceza noastră, după căderea dictaturii comuniste, o nouă etapă, și care, într-adevăr, a fost o perioadă frumoasă. De aceea astăzi noi suntem preasfințite în jurul preasfinției voastre, pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu că v-a dăruit bisericii noastre locale în calitate de păstor al acestei turme, care este dieceza de Iași. Noi, preoții, care suntem fie în Iași sau în pastorație dieceză, dar și credincioșii din toată dieceza și cei ca dumneavoastră care reprezentați aici pe toți credincioșii din dieceză, ne-am unit în rugăciune în această seară pentru tocmai aduce această mulțumire prin celebrarea Sfintei Liturghii și ascultarea Sfintei Liturghii, mulțumindu-Lui Dumnezeu pentru tot darul pe care ne-L-a dat și să-L rugăm ca mai departe să vă copleșească cu multe haruri, cu putere, pentru a putea duce misiunea încredințată, o misiune care presupune și cere totdeauna colaborarea tuturor. În numele tuturor preoților aici prezenți, dar și din dieceză, în numele credincioșilor, tot din toată dieceza, dar și de aici din biserică și din Iași, vă spun eu la mulți ani, și Sfânta Fecioară Maria și Sfântul Iosif să vă ocrotească mai departe în această misiune de păstor al dieceziei noastre. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la vă mulți ani să vă trăiți. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți să trăiți. Mulțumesc mult! Mulțumesc lui Dumnezeu pentru darul care mi l-a făcut mie nevrednicul și mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine în acești ani, sigur, toți preoții noștri, iată în frunte cu Preasfințitul. Ne-a sfințit poporul credincios. De aceea, pe mulțumirile mele, dreptate către Dumnezeu, împreună cu Maica Sfântă și Sfântul Iosif și patronul meu, aduc mulțumiri tuturor celor care acum s-au îndreptat cu rugăciunea lor spre mine. Iar, sigur, cu aceeași ocazie și eu, cu dumneavoastră împreună, ne-am îndreptat cu gândul spre biserica noastră și spre Sfântul Părinte. Vă mulțumesc tuturor celor de aici, din catedrală, celor uniți cu noi prin intermediul internetului și tuturora, mă rog, lui Dumnezeu, rugăm, Doamne, să răsplătești cu binecuvântări și viață veșnică pe toți cei care ne-au făcut și ne fac bine pentru numele Tău. Hristos a înviat. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Să fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Ajutorul nostru este în numele Domnului care a făcut cerul și pământul. Prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria,
a Sfântului Iosif și a tuturor sfinților noștri protectori, să vă binecuvânteze pe voi atotputernicul și veșnicul Dumnezeu Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amen. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Cerului regină, că cele pe care ne brațe l-ai purtat, rupând blestemul grev al omenirii, triumfător din morți-a înviat. Aleluia! 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 Biruitor, călăcând asupra morții, Hristos înalță falenic din mormânt și luminos ca razele de soare, viu strălucește chipul lui preasfânt. Aleluia! 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 Aleluia!